Este derby la Ploiești, joacă liderul Farul și echipa surpriză, Petrolul, venita din Liga a doua, care a uimit cu un start viguros. Bună seara, bine ați venit la fotbal, suntem Emil Grădinescu și Costi Mocan. Rar găsește în campionatul României două echipe cu stiluri atât de contrastante. Pe de o parte Petrolul, nou promovat, care își cunoaște limitele și joacă ce poate și ce știe, fără riscuri inutile. Asta, bineînțeles, când nu dă mingea acasă în această competiție. Și a început meciul cu Petrolul având prima minge, iată-l acum pe Tamaș, acelui autogol monumental, antologic. Ia să vedem centrarea, care arată destul de bine. O minge lovită cu capul de Irobiso, dar i-a stricat-o. Alibec, mai departe, minge câștigată apoi de Lucian Dumitriu, dar ricoșată, Alibec, minge pe stângul, gol! Farul deschide scorul după ceva mai mult de 10 minute la o greșeală a apărării Petrolului. Mingea trebuia degajată de acolo. Recuperare, serviciu pentru Alibec și stângul șeptarului nu iartă. Ca un cadou a venit mingea asta, așa i s-a așezat lui Denis Alibec. O greșeală în apărarea Petrolului. Dar contează mult insistența cu care fotbaliștii lui Gică Hagi au tratat această fază. Alibec și el al treilea gol în acest, da, acolo a fost greșeala. Greșeala lui Lucian Dumitriu duce la deschiderea scorului. Au promis ambii antrenori un meci bun. Goluri multe, nu spun nimic. El știe ce a vrut. Da, aici Dumitriu neinspirat. Dar așa sunt mijlocașii. Așa e, poți pleca pe acolo. Ideea este să găsești mijlocașul care să înțeleagă. Centrează Dumitriu, centrare deviată și posibilitate de șut. Slab. Tânărul Grameni face uitat clar pe Rada Slavescu. Alibec! Oh! Golasso! Golasso! Da! Da! Ăsta e Alibec. Când vrea el. Ăsta e Alibec. Ăsta ar fi putut să fie marele Alibec, care și-a irosit mulți ani din carieră preferând să fie capricios. 2-0, două goluri marcate de Alibec, iar ăsta este într-adevăr o frumusețe. Gol splendid. O lovitură cu stângul impecabilă. Așteaptă reluare probabil Budescu. Și distanță mare. Distanță mare, n-a fost atacat. A stat Huja, s-a uitat la el, neștiind probabil dacă poate sau dacă mai poate să facă așa ceva. Minunat, ce șut, ce șut. Talentatul domn Denis Alibec. A fost cu confirmarea. Ce pasă, da, Alibec. Ce pasă. Kiki termină greșit faza. Asta e în zi de șut. Nu, i-a pasat lui Munteanu. Ce șut bun. Atacul Petrolului în această repriză. Lovitură de cap, gol Tamaș. Tamaș își folosește detenta, gabaritul, masivitatea. Lovitură de cap decisivă care îl învinge pe Aioani. Este 2-1 pentru Farul și s-ar putea acum, în condițiile unui moral în creștere, s-ar putea ca Petrolul să ne arate ce înseamnă spiritul de luptă. Ai citit bine jocul, Petrolul împinsă de o galerie care merită toate aplauzele și cu încrederea nezdruncinată se întoarce pe tabelă și redeschide soarta acestui joc. 2-1 pentru Farul. Da, prima dată când vine în România. Oh! Cât pe ce să asistăm la înscrierea unui gol, plonjonul lui Aioani, la ce șut cu stângul a lui Gicu Grozav. Bun, revenim la acea controversă. Această pendulare a lui Gicu Grozav, piciorul stâng. Roșu. Oh. P-
disperare în ofensivă. Tamaș n-a respins prea grozav acest balon. Atenție, Tamaș, dacă faultezi. Tu, ce pasă bună! Ce pasă bună pentru Ali Beg și este 3-1. Încă înscrie Sali, Enes Sali punctează pe final la ultima fază, exact așa cum a pățit Petrolul etapa trecută când Stoica a dat gol la ultima fază a meciului. Faza lui Ducure. Asta. Faza lui Ducure, pasă excepțională cu călcâiul, foarte bine gândită. De asemenea, Ali Bey, care a fost lucid, a fost a evaluat corect situația, altruist. Da. Și a rezistat Ducure. Asta da. E remarcabil, că umăr la umăr cu mult mai puternicul Tamaș rezistă și inventează o pasă de fotbalist. Mă așteptam ca Ali Bey să fie supărat, să fi rămas supărat pe... Uite-l, e ținut Ducure de puternicul Tamaș. Cu toate astea inventează pasa. Ali Bey să fi fost supărat, să fi rămas supărat pe Enes Sali. Au fost două faze mai devreme în care l-am văzut pe Ali Bey ca în vremurile lui.